Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă. Marile lecții ale Ghețemaniului sunt pentru noi până în ziua de astăzi revelații ale sufletului lui Iisus Hristos. Adică niciodată Domnul Iisus nu ne spune să veghem singuri. Întotdeauna ne spune: vegheați împreună cu mine. Dacă ne-ar fi trimis să veghem singuri, ar fi fost greu. Dacă ne-ar fi trimis să facem ceva de dragul apărării adevărului singuri, ar fi fost greu. Când Domnul Iisus Hristos însă zice: vegheați împreună cu mine, sensul și rostul vegherii este cu totul diferit. Spuneți-mi, cum se schimbă? De ce să veghez? De ce să veghez împreună cu El? Haideți puțin de tot să vedeți cum e când Domnul Iisus Hristos spune: vegheați împreună cu mine. Aș vrea să înțelegem în dimineața asta la început ce se întâmplă în sufletul Domnului Iisus. Pentru că nimic nu poate să așeze ceva în sufletul nostru decât dacă această așezare pornește de la El către noi. Cu alte cuvinte, trebuie să găsim ceva în sufletul Domnului Iisus Hristos, după care să ne remodelăm pe noi înșine. Și în dimineața asta, asta aș vrea să facem. Să găsim ceva în viața și în sufletul Domnului Iisus și apoi să ne schimbăm pe noi. Ghețemanii n-a fost o dramă a trupului. În Ghețeman Domnul Iisus Hristos n-a fost biciuit, în Ghețeman Domnul Iisus Hristos n-a fost hulit, nu i s-a pus o cunună de spini și n-a fost crucificat, nu. În Ghețeman Domnul Iisus Hristos a trăit normalitatea fizică a ființei umane, adică era liber încă. Și totuși în grădina Ghețemani, Domnul Iisus Hristos a fost la un pas de moartea sa fizică, fără ca fizic să i se fi întâmplat ceva. Vă aduceți aminte când în Ghețemani transpirația sa s-a transformat în picături mari de sânge? Acolo a fost momentul în care ființa umană ar fi trebuit să citească că ceva se întâmplă înăuntrul ființei Domnului Iisus Hristos, mai puternic decât orice acest s-ar fi putut întâmpla pe din afară. Nu cuiele, nu crucea, nu sulița, nu, eu știu, coroana de spini a fost cea mai mare greutate a Domnului Iisus Hristos. Uite, citiți împreună cu mine cât de greu era. A simțit nevoia unei părtășii, nevoia unor cuvinte din partea ucenicilor săi, cuvinte care i-ar fi adus alinare și ar fi spulberat vraja întunericului ce aproape îl copleșise. Un cuvânt din partea ucenicilor aducea atâta lumină, ar fi adus atâta lumină, încât ar fi dat la o parte întunericul cumplit al luptei dinăuntru. Un cuvânt. Acum era lupta sa cea mare și Domnul Iisus Hristos dorea să aibă prezența ucenicilor unde? Lângă El. Vă puteți imagina și vă rog frumos să vă imaginați ce ar fi fost dacă în noaptea aceea ucenicii Domnului Iisus Hristos ar fi fost continuu lângă El. Poate că îmi spuneți că nu e posibil. Dar chiar dacă fizic nu era posibil, vă puteți imagina ce înseamnă ca Petru să-L fi ținut de mână?
Vă puteți imagina ce înseamnă ca Ioan, ucenicul iubit, să-i fi spus cuvinte de dragoste? În momentul în care Domnul Iisus Hristos le spune, vegheați aici împreună cu mine, El dorea ca ei să petreacă noaptea împreună cu El în rugăciune. Nu vreau să trec mai departe. Înainte să vă întreb, dacă Domnul Iisus Hristos v-ar cere să petreceți noaptea împreună cu El în rugăciune, cât de dispuși am fi? Am petrece, așa este? Așa e că am petrece? Acela care totdeauna avusese pentru ucenici cuvinte de simpatie, trecea acum printr-o agonie supraomenească și dorea foarte mult să știe că ei se rugau. Confortul Domnului Iisus Hristos ar fi venit din rugăciunea lor, să știe că ei au învățat să se roage. Frații mei, se pare că lecția capitală pe care Domnul Iisus Hristos ar fi trebuit să o predea ucenicilor era această lecție a rugăciunii. Și acum era momentul de examen. Se vor ruga ucenicii sau nu se vor ruga? Adică aș vrea să înțelegem că examenul este același și atunci și azi. Și aș vrea să spun Bisericii lui Iisus Hristos din Loma Linda, Domnul Iisus Hristos are aceeași chemare la rugăciune ca atunci. Despre Ioan, rugăciunile lui stăruitoare ca ucenic iubit ar fi trebuit să se amestece cu acelea ale iubitorului Mântuitor. Ar fi trebuit să se roage cum? Împreună. Vă imaginați, Domnul Iisus Hristos a luat 3 ucenici cu El. Nu i-a ținut atât de aproape încât ucenicii să vadă tot chinul Domnului Iisus Hristos, dar i-a ținut atât de aproape încât să audă rugăciunile Lui. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos se ruga, El aștepta ca dincolo, puțin mai încolo, alte 3 rugăciuni să fie ecoul rugăciunilor Lui, să se împletească împreună cu rugăciunile Lui. S-a întâmplat? Și de aici încolo aș vrea să începem și să gândim altfel, să gândim ce ar fi vrut Domnul Iisus Hristos sau ce ar fi fost dacă ucenicii ar fi vegheat și s-ar fi rugat. Deci ăsta este de acum încolo pentru câteva momente provocarea. Vă rog să vă gândiți, ce ar fi fost dacă ucenicii ar fi acceptat să vegheze și să se roage? Domnul Iisus avea simțământul că datorită păcatului fusese despărțit de Tatăl Său. Dacă fusese despărțit de Tatăl, de ce avea nevoie? De ce ai nevoie? Când pierzi un prieten foarte bun, când îl pierzi pe Tatăl, de ce ai nevoie? Ai nevoie de altcineva să vină să te ia de mână. Ai nevoie de altă prietenie să vină să amelioreze, că nu poate să înlocuiască, dar să amelioreze puțin ceea ce ai pierdut. Ce ar fi fost dacă în timp ce Domnul Iisus Hristos simțea că s-a despărțit de Tatăl, ucenicii ar fi fost acolo lângă El? Ce ar fi fost? Prăpastia aceasta care îl despărțea de Tatăl era așa de mare, atât de întunecată, atât de adâncă, încât spiritul său a început să tremure în fața ei. În această agonie a sufletului său, el nu trebuia să se folosească de puterea sa divină pentru a scăpa. Cu alte cuvinte, nu avea nici o resursă divină lângă el ca să-l poată ajuta. Care erau resursele? Atât. Atât. Ucenici. Astea erau resursele lui. Ca om el trebuia să sufere urmările păcatului. Ca om el trebuia să îndure mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Afirmație extrem de greu de înțeles.
mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului dezlănțuită asupra cui? Adică toată mânia pe care Dumnezeu ar fi avut-o împotriva mea, care am păcătuit, care l-am răstignit, toată mânia era acolo împotriva Fiului. Uneori zicem că n-a avut rost, uneori nu înțelegem de ce, dar realitatea asta este. Era acolo. Și în timp ce ca om îndura mânia lui Dumnezeu, ce ar fi fost dacă oamenii ar fi stat lângă el? Și nu toți oamenii. Nu toți oamenii. Ucenici. Atât. Când Domnul Hristos a simțit că unitatea sa cu Tatăl a fost întreruptă, spuneți-mi dacă s-a mai întâmplat asta vreodată în univers. Singura dată. Trinitatea. Această indestructibilă, inseparabilă unitate, pentru prima dată se fracturează sub puterea păcatului. Și Domnul Iisus Hristos simte că este aruncat într-o vale, într-o prăpastie fără limită. Și se duce și se pierde, și se duce și se pierde, și în timp se simte că se duce și se pierde în această pierdere extraordinară, ce ar fi fost dacă ucenicii ar fi fost acolo? Domnul Iisus Hristos, repet, nu le-a spus vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită și atât. Adică descurcați-vă voi doi aici, iertați-mă, voi aici, rugați-vă la Tatăl ca Duhul Sfânt să vină și să vă țină în credință. Nu a fost doar atât. Domnul Iisus Hristos le-a zis, vegheați împreună cu mine, nu mă lăsați de mână, nu mă lăsați de mână, stați împreună cu mine în orice clipă, nu mă lăsați singur, că simt că mă pierd. S-a temut ca nu cumva în natura sa omenească să nu poată să fie în stare să suporte conflictul. Natura umană este slabă, este perisabilă, este fracturabilă. Ce s-ar fi întâmplat dacă la un moment dat sunt într-un complex de adrenalină, un vulcan de hormoni interior, n-ar mai fi fost ținut sub control și într-un moment de felul acela, cuvinte de necredință, de mânie sau de, eu știu, de abandon ar fi fost rostite de pe buze. Așa cum ne scuzăm noi câteodată. Dar ce s-a întâmplat? Mi-a sărit și ce vi-a sărit, frate? Da? E tare primejdios să sară siguranța, adică acel element care îți oferă siguranță, elementul de control. Se temea și în timp ce se temea, ar fi vrut să aibă cu el pe aceea care ar fi putut să-l încurajeze. Vreau să mă întreb, chiar să fi coborât atât de jos Mântuitor? Chiar să fi devenit atât de fragil încât să aibă nevoie să-l încurajeze un Petru, un Ioan, un om? Și în timp ce devine atât de fragil, vă dați seama cât de puternic. În Ghețeman, la un moment dat, după momentul acela de însângerare a întregii făpturi, când transpirația sau când porii au înroșit cu sânge toată pielea și toată regiunea subcutanată a Domnului Iisus Hristos. Cei ce cercetează fenomenul numit hematidroză spun că este teribil. Se naște sub o presiune interioară, sub o teamă indescriptibilă. După ce momentul acesta a venit,
Când a căzut aproape mort la pământ, un înger al lui Dumnezeu a venit și i-a ridicat fruntea plină de sânge. Nu-mi pot imagina scena. Nu știu cum arăta fața Domnului Iisus. Ceea ce știu este că îngerul a venit nu pentru a lua paharul din mâna lui, ci a venit să-l întărească pentru ca să-l bea. Adică a venit să-i spună cu drojdie cu tot. Cu drojdie cu tot. A venit să dea putere. Spuneți-mi, vă rog, numele Domnului Iisus de aici. Rugătorului divino-uman. Domnul Iisus Hristos este în școala mijlocirii acum. El învață să mijlocească, El învață să se roage acum cu strigăte mari și cu lacrimi, cum zice Sfântul Apostol Pavel, cu strigăte mari și cu lacrimi către acela care putea să-L izbăvească de la moarte. Și în timp ce el strigă cu strigăte mari și cu lacrimi devenind rugător, în momentul acesta el devine mijlocitor. Și să nu mă întrebați cum mijlocește Domnul Iisus Hristos astăzi pentru noi. Pentru că mijlocește cu aceeași intensitate, cu aceeași putere, cu aceeași durere ca atunci. Așa cum a învățat să mijlocească în Ghețemani, așa mijlocește Domnul Iisus Hristos în ceruri pentru tine și pentru mine. Nu-i simplu. Nu e o simplă rugăciune. Nu sunt cuvinte spuse oricum, doar ca să fie spuse. Sunt cuvinte trăite acolo. Sub acea teribilă dramă care sunt învățate și rostite și acum. Îngerul i-a îndreptat privirea spre cerurile deschise, vorbindu-i despre ființele care aveau să fie mântuite ca rezultat al suferințelor lui. Și din cauza ta și din cauza mea, Domnul Iisus Hristos a găsit putere să bea paharul cu drojdii cu tot. Pentru că l-a văzut pe Valentin. Și a zis, decât să piară Valentin, mai bine pier eu. Pentru că ceea ce se întâmplă aici este pierirea sau pieirea Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă putem înțelege și nu știu dacă sunteți de acord cu mine dacă termenii ăștia sunt interschimbabili. Moartea Domnului Iisus Hristos este interschimbabilă cu pieirea Domnului Iisus Hristos? Să fie adevărat că Tatăl l-a adus înapoi pe Domnul Iisus Hristos din pieirea Domnului Iisus Hristos? Apreciez tăcerea dumneavoastră, în același timp însă vă rog tare mult, gândiți. Gândiți ce înseamnă să veghezi împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ce ar fi fost dacă rugătorul ar mai fi avut lângă el alți rugători? Și vreau să vă spun că asta e Biserica lui Iisus Hristos. Biserica nu e altceva decât niște rugători care stau împreună cu rugătorul divin-uman. Cât de mult ni-i drag lucrul ăsta? Cât de mult apreciem asta? Am vorbit despre drama Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să trec mai departe la drama ucenicilor. Pentru că și ei au avut drama lor. Este drama mea, este drama ta. Domnul Iisus Hristos duce o luptă, dar și noi ducem lupta noastră. Și poate că trebuie să învățăm cele două lupte împreună ca să înțelegem ce-i de făcut. Satana făcea presiune asupra răscumpărătorului nostru șoptindu-i. Cei care pretindeau că sunt mai presus de toți, te-au respins. Cine sunt cei mai presus de toți? Poftim? Poporul ales.
Haide să nu arătăm cu degetul. Poporul ales era mai presus de toți. Primise făgăduințele, primise harul, primise pe Mesia, erau mai binecuvântați decât toți. Cine este astăzi cei ce sunt mai presus de toți? Eu și cu tine. Eu și cu tine. Și ispititorul venea și spune, cei care au pretins că sunt mai presus de toți în cele spirituale, te-au respins. Ce-ar fi fost dacă în momentele astea mâna lui Petru ar fi căutat mâna Domnului Iisus Hristos? Vă dați seama că o ispită de felul ăsta ar fi fost aruncată în aer de o singură atingere a unui ucenic, de un singur cuvânt al lor, dar nu era nici atingere, nici cuvânt. Din ce cauză? Ajutați-mă, din ce cauză? Nu vegheau și n-au putut să vegheze. N-au putut să se roage. Și stau și mă întreb de ce. Doi. Chiar unul dintre ucenicii tăi care a ascultat sfaturile și învățăturile tale a fost primul în activitatea bisericii. Despre cine e vorba? Iuda. Primul în activitatea bisericii. Înțelegeți? Cel mai activ. Cel mai activ. Nu știu unde l-a spune în biserică. Nu știu unde l-a spune în biserică. Dar puneți-l ca să înțelegem. Cel mai activ în activitatea bisericii, primul, te-a vândut. Și ce ar fi fost dacă Ioan ar fi găsit cuvinte de iubire să le șoptească în momentul ăla? Dragii mei, asta e rugăciunea. Aici suntem chemați. Ăsta e adevăratul caracter al poporului lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai zeloși urmași ai tăi, despre cine e vorba? Petru. Se va lepăda de tine. Toți te vor uita. E cumplit acest toți. Toți. Ce-ar fi fost dacă unul s-ar fi apropiat de momentul acela de Domnul Iisus Hristos și ar fi spus, nu toți. Era greu? Era greu ca ucenicii să facă treaba asta? De ce n-au făcut-o? E greu ca eu să fac treaba asta? Răspunsul e nu. De ce n-o fac? Vegheați împreună cu mine. Nu singuri. Nu vegheați niciodată singuri. Nu vegheați niciodată pentru alte motive. Vegheați împreună cu Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos să fie singurul motiv pentru care veghem. De ce n-au putut, mă, fraților? Intru aici într-o zonă. Nu era în intenția lor să-L uite pe Domnul. N-ar fi vrut. Dar se părea că sunt paralizați de o toropeală. Spuneți-mi, vă rog, de ce biserica e paralizată azi de o toropeală? De ce fecioarele dorm în pildă și și în realitate? De ce știm ce trebuie să facem, știm ce trebuie să facem, dar așteptăm ceva în viitor să ne motiveze și să fie ca un declanșator care să ne ridice cândva, odată, la ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi? De ce în viitor? De ce nu acum? De ce nu azi? Că știm toți, citim, uneori ne e și frică, uneori ne și uităm la noi și întrebăm, dar ce se întâmplă? Și textul spune, domne, se părea că sunt paralizați de o toropeală. Păi, știți ce înseamnă toropeală? Dacă aș avea timp mai mult, aș invita aici în față pe un trachist să-mi spună cum e când conduci, cum e când conduci și ești mort de somn. Când începi să vezi șoseaua dublu. Cum e?
Din ce cauză și nu știu de unde acest lucru s-a întâmplat cu ucenicii. Dar lucrul ăsta s-ar fi putut întrerupe dacă, și aici este extraordinar, ar fi continuat să se roage. Singura soluție pentru eliminarea toropelii când nu mai poți de somn este să te rogi mai departe. Când nu mai poți de somn, roagă-te până când se duce toropeala. Ați făcut vreodată experiența asta? Fraților, ucenicii n-au fost în stare să facă experiența asta până după răstignire. N-au fost în stare, oricât au încercat. Domnul Iisus Hristos stătea o noapte întreagă, se ruga și ei dormeau lângă Domnul Iisus Hristos. Ca și aici în Ghețemani. Același lucru. Au adormit. Vă aduceți aminte după răstignire? Petru, ce a făcut? S-a dus înapoi în Ghețemani și s-a rugat cât timp? Cât timp? O noapte întreagă. După aia a putut. Vorbim despre noi, vorbim despre chemarea lui Dumnezeu, vorbim despre ceea ce ar trebui să fim noi, vorbim despre rostul Sfintei Cini. Pentru că după Sfânta Cină, Mântuitorul le-a spus, vegheați împreună cu mine. Ei nu au ajuns să-și dea seama de necesitatea vegherii și a rugăciunii stăruitoare pentru a putea rezista ispitei. Avea o problemă, fraților, care o avem și noi, aș vrea să o discutăm acum. În noaptea aceea, sau înainte, Domnul Iisus Hristos îi avertizase. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Vă aduceți aminte? Vi le-a spus Domnul Iisus Hristos așa când le-a spus. Când au fost spuse cuvintele astea? Poftiți? Câteva ore înainte, dar când? Cu ce ocazie? Erau la masă. Erau la Sfânta Cină. Și le-a spus, veți găsi o pricină de potignire. Însă ei au dat cea mai categorică asigurare că vor merge cu el la închisoare și chiar la moarte, iar sărmanul Petru, plin de încredere în sine, a adăugat, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Ucenicii se încredeau în ei înșiși. Vă aduceți aminte la muntele Sinai? Mântuitorul a venit cu legea și le-a spus, uite, ăsta este ceea ce vă cer. Ce au făcut la muntele Sinai? Ce au zis? Vom face. Și ăsta a fost momentul vechiului legământ. Și acest moment al vechiului legământ i-a distrus. I-a distrus pe evreii din vechime și distruge creștinii de astăzi, până în ziua de astăzi. Din ce cauză? Se încredeau în ei înșiși. Ei au zis, ce mare lucru să nu fur, ce mare lucru să nu mint, ce mare lucru să țin cele 10 porunci, ce mare lucru să fiu ascultător. Voi face eu, ce mare lucru să mă trezesc, știți? Vegheați, ce mare lucru, o să mă trezesc eu. Când o să te trezești, Valentin? Păi, când o... Știți care este răspunsul comun astăzi? Răspunsul comun este, o să vină prigoana și o să ne trezim. Și vedeți, avem încredere în noi, că noi suntem în stare de niște reflexe normale și drepte. În realitate, este vechiul legământ. În realitate, este vechiul legământ. Domnul Iisus Hristos le-a spus, fiți atenți că problema este că veți găsi o pricină de potignire. Unde? În mine. În mine. Problema voastră este că voi aveți o problemă cu cine? Cu mine, cu Domnul Iisus Hristos. Problema voastră este că voi n-aveți o problemă cu voi, ci aveți o problemă cu mine și de asta nu reușiți să vă treziți, de asta nu reușiți. Cum, Doamne? De asta? Da, da. Aveți o problemă cu mine. Și avea o problemă cu Domnul Iisus Hristos. Sfânta Cină înseamnă înțelegerea Domnului Iisus Hristos. Sfânta Cină înseamnă refacerea legăturii cu Domnul Iisus Hristos. Sfânta Cină este să poți să veghezi împreună cu El și de dragul Lui. Sfânta Cină este să schimbi viața pentru că vrei să fii acolo unde are El nevoie de tine. Și în mod special, Sfânta Cină înseamnă că nu mai am încredere în mine. Înseamnă că
E gata. Înseamnă că nu amân pentru mâine pocăința mea. Că n-am încredere în mine mâine că mă voi putea pocăi. Și neîncrederea în mine înseamnă că trebuie să mă pocăiesc când? Azi. Că mâine nu știu. Și pocăința astăzi înseamnă simplu să dau voie Duhului Sfânt să lucreze în viața mea. De plin, categoric, fără limită. Voi trece peste câteva lucruri care aveam de gând să le mai dezbatem și am ajuns la ultimul punct. Noi, și cu asta voi încheia. Noi. Am citit într-una dintre scrierile lui Charles Finney că poporul lui Dumnezeu se va trezi doar atunci când va folosi mijloacele corespunzătoare în lucrarea lui Dumnezeu. Vegheați și rugați-vă. Nu este o treabă teoretică. Este chemarea lui Dumnezeu ca poporul său să folosească mijloacele corespunzătoare în lucrarea lui Dumnezeu. Și când poporul lui Dumnezeu va folosi mijloacele corespunzătoare, poporul lui Dumnezeu va obține o trezire extraordinară în istoria lui. Este ca și cu agricultura. Sigur că da, Dumnezeu face să rodească. Dumnezeu dă ploaie din cer, Dumnezeu dă soare. Totul este sub puterea lui Dumnezeu, dar agricultorul trebuie să îndeplinească niște condiții corespunzătoare pentru ca să obțină recoltă. Și care sunt condițiile? Să bage plugul în brazdă și după ce a arat, să semene. Și apoi să aștepte ca Dumnezeu să lucreze. Dar dacă nu conlucrează cu Dumnezeu în aceste două aspecte, soarele, puterea seminței, ploaia și așa mai departe, nu vor aduce recoltă. Noi, ce te trezește pe tine? Ce anume? Ce ar trebui să te trezească? M-am gândit la schimbarea la față. Știți că Domnul Iisus Hristos începe pregătirea ucenicilor odată cu schimbarea la față. Când îi ia pe munte, să le arate slava divină și să vorbească despre viitoarea sa moarte. Și acolo, pe muntele schimbării la față, ucenicii, vă aduceți aminte ce au făcut? Au adormit. Foarte interesant, în raportul Evangheliei despre ce s-a întâmplat pe muntele schimbării la față, sunt trecute cuvintele lui Petru. Doamne, să rămânem aici să facem trei colibi. Dar nu cuvintele lui Moise, nu cuvintele lui Ilie. De ce oare? Dormeau. Nu se treziseră încă. Dormeau. Lucrurile cele mai frumoase pe care Dumnezeu le pregătise pentru ei au trecut pe lângă ei pentru că dormeau. S-au trezit în urma schimbării la față? A fost un șoc pentru ei. Pe muntele schimbării la față au fost atât de șocați încât zice că n-au știut ce să mai zică. Pentru că n-au știut ce... Le pierise graiul. Șocul a fost puternic. Apoi, un alt șoc. A fost spălarea picioarelor. Domnul Iisus Hristos îi confruntă cu o situație la care nu s-au așteptat niciodată. Ei așteptau ca Domnul Iisus Hristos să fie făcut împărat? Se gândeau cum să-L facă împărat? Și Domnul Iisus Hristos se pleacă ca un rob și le spală picioarele. Șocul
A fost extraordinar. Vreau să vă întreb. I-a trezit? Poftiți? Nu i-a trezit. Au zis, Doamne, nu se poate să faci lucrul acesta. Au vorbit unii cu alții. Descoperirea vânzătorului a fost alt șoc. Mântuitorul îi confruntă cu lucrurile acestea unul după altul. Descoperirea vânzătorului, în urma descoperirii vânzătorului sau în procesul descoperirii vânzătorului, fiecare dintre ei au zis, Doamne, noi fi eu cumva? Parcă s-au și cercetat. Parcă s-au întrebat, nu sunt eu cumva? A fost un șoc? A fost. I-a trezit? Sfânta cină. I-a luat Domnul Iisus Hristos, le-a pus paharul, le-a spus, acesta este sângele meu, pâinea aceasta este trupul meu. Șocați, le-a dus în față același discurs din cauza căruia îl părăsiseră câți? 70 de ucenici. Ei spuseseră, vorbirea asta este prea de tot. Și în ciuda acestui fapt, Mântuitorul îi mai confruntă odată cu lucrul ăsta. I-a trezit? Și în final, Mântuitorul spune, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Ce anume crezi că te trezește? Ce anume mă trezește pe mine? Aș vrea să rămânem cu întrebarea asta în minte. Atunci când vom lua Sfânta Cină, când vom lua pâinea și vinul, întrebați-vă simplu, Doamne, mă trezesc astea sau nu? Sau plec mai departe cu somnul pe ochi? Amin. Înainte de a trece la actul spălării picioarelor, aș vrea să ne rugăm însă. Și aș vrea să folosim momentul acesta pentru a face o rugăciune specială și pentru fratele Liviu Iancu. O să invit alături de mine familia care este aici. Aș vrea să ne rugăm împreună aici la Amvon. Aș vrea ca biserica să se unească în rugăciunea aceasta de mijlocire. Pentru că, după cum Domnul Iisus Hristos avea nevoie de mijlocirea ucenicilor, la fel, mijlocirea noastră este tot atât de importantă astăzi în momentele cruciale ale suferințelor fraților noștri. Haideți să învățăm să fim ucenici în momentul ăsta.